Și mine m-a regăsit la un nou vlog. Astăzi să facem la Moxie la Media E550. Dacă nu este cel mai bun telefon, dar hai să vedem dacă se merită în review-ul de azi. Hai să vedem. Știm că este un dual SIM, memorie 16 GB plus 2 GB RAM. Este un dual SIM, are bateria are 2400 Ah pe oră. Ok, hai să desfacem cutia. Oricum, eu l-am mai desfăcut odată. Să văd. Nu mai multe despre el. Acesta e telefonul. O să-l punem deoparte. În această cutie am pus căștile. Sunt foarte bune, deci dacă vi le puneți la urechi, se aude foarte tare. Crâpă de șters. Folie. Și un manual de utilizare. Dar nu cred că ne trebuie, pentru că toată lumea cred că știe cum se folosește un telefon și certificatul de garanție. Hai să le punem la loc. Să vedem mai multe despre telefon. V-am spus, l-am mai desfăcut odată. M-am uitat puțin pe el, am făcut setările, am făcut tot. Am dat comandă la Altex, mi-a venit tocmai în 6 zile. Aici o surpriză plăcută de la Miria. Avem o folie, nu știu dacă se vede, dar avem. Hai să-l aprindem. Mai așteptăm un pic. Camera de 8MP plus 3MP, un mic blitz, avem portul de încărcare 4G, mufa pentru căști, două difuzoare, un microfon și butonul de power, de control la volum și butonul de aprindere. Haideți să vedem. Setări. Mai multe despre el. Ia să vedem. Sistem. Limba și introducerea textului. Limba română. Actualizare. Sistem actualizat Android. Opțiuni de rezetare despre telefon Miria L550. Stocare s-au folosit 5,36 libe. Bateria 51%, aplicații și notificări și cam atât. Telefonul, să știți că nu se aude tare, în plus, dar are memorie foarte mare, încape o grămadă, deci cum vedeți. Deci cam atât a fost, prieteni, nu uitați să apăsați butonul de like, un share, un subscribe și cu voi a fost Alex, să terminați.